Pasta de măsline. Doriți să fie mai fină, mai cremoasă, o puneți tot la blender și blendui. Să vedeți ce bunătate de grame de măsline fără sâmbur. Așa. Un cățel 2 de usturoi. O să avem nevoie de o lingură, 2 de ulei de măsline. Îl punem așa aici. Și aici am filete de anșoa și o să punem 1, 2, 3, după gust am să pun. Și roșii uscate în ulei. Așa, și eu am să le toc aici pe toate, pe fund, și apoi o să le punem într-un vas. Am să pun aici în față. Așa. Aici am un cuțitaș și o să punem măslinele pe fundul nostru. Oh. Pornesc la drum. Avem grijă și la cuptor să nu se ardă. Abia i-am pus până la și 20. Stăm liniștiți. Așa, și acum tocăm măslinele noastre. Le tocăm așa cu cuțitașul. O să le tocăm mărunt, 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 împreună cu filetele de anșoa și cu roșiile noastre. Usturoiul, dar le facem pe rând. Voi pune și usturoiul. Eu am să pun 2 căței de usturoi. Dacă nu vă place usturoiul să mai concentrat, puneți doar unul. Și îl tocăm. Așa. Tocăm totul la cuțit astăzi. Așa. Totul. Am să dau așa deoparte. Și acum voi lua ni filete de anșoa și o să punem 1, 2 și o să-i tocăm aici. Doi, trei și am să mai pun unul. Și gustați. Dacă credeți că vreți să fie mai gustos, așa, punem deoparte și tocăm. Am să toc cu acesta. Și acum unim. Am să-mi aduc un cuțit mai mare. Am să-mi aduc un cuțit mai mare, ia uitați. Așa. Și tocăm așa bine totul. Am să pun și o felie, 2 de roșii. Am să iau de aici din borcanel, tot așa le scurgem de ulei. Puteți pune și caperii dacă aveți. Dar eu am să spun felii de roșii, am să pun 3 feliuțe. Le scurgem bine așa de ulei. Bună ziua, Lavinia! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa. Și tocăm bine totul. Cum am mai spus, puteți da și la blender, dacă doriți. Așa. Am să las așa și am să pun într-un vas. Aici.
punem așa în acest vas. Așa. Și gustați, gustați să vedeți dacă este bun de usturoi, de sare. Ia să vedem ce a ieșit. E bun. Așa, am să pun și ulei. O lingură, două, nu mai mult. Așa. Două linguri. Și amestecăm. Și dacă vreți să fie ca o pastă cremoasă, să o ungeți pe pâine, dați prin blender. Ia uitați. Să știți că este un deliciu. Vedeți? Așa arată. Un deliciu. Ia să încercați și această opu. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și multă, multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Pupici și multă sănătate. O zi frumoasă. La revedere. Pupici. Ne vedem mâine dimineață. Pupici.